Bună, dragii mei, bună, suflete frumoase, bine v-am găsit, bine v-am regăsit pe canalul meu. Însă dacă v-a atras acest titlu, acest mesaj, înseamnă că la mine aveți un mesaj. Îmi pare foarte bine că sunteți alături de mine, că sunteți abonații canalului meu. Sunteți niște suflete minunate care pentru voi intru tot timpul pe canal. Însă în seara asta aș vrea să fac ceva care să vedem ce ți-ar transmite persoana din mintea ta, să vedem care este energia lui. Doamne ajută, Doamne fi cu noi. Ce ar vrea să spună persoana din mintea ta? Oh, își dorește foarte mult compasiunea ta. Își dorește foarte mult să-i accepți greșelile făcute. Își dorește foarte mult ca tu să-l înțelegi. Își dorește foarte mult să-l ierți. Vrea compasiunea ta. Hai să vedem și energia ta. Energia ta este că tu deja știi. Știi acest lucru, dar mai și știi și alte lucruri. Adică tu ești într-o creștere, într-o energie în care tu aduni foarte multe informații. Deja știi că el regretă ceea ce s-a produs între voi doi. Tu deja știi că el vrea compasiunea ta. Tu deja ai auzit acest lucru sau ai simțit acest lucru. Ia să vedem energia dintre voi doi. Cred că sunteți foarte mulți care așteptați etalările mele, că sar cărțile foarte profund. Conexiunea dintre voi doi este răbdarea, adică tu să ai răbdare ca această persoană să devină o versiune mai bună. Această persoană trece prin niște momente foarte grele ale vieții sale. Este acea renaștere care și tu știi pe unde ai trecut când ți-a provocat acea durere sufletească, te-a lăsat la pământ, iar tu ai renăscut. Iar această persoană, în aceste momente, este acolo unde ai fost tu. Iar divinitatea îți spune să ai răbdare, atât tu cât și el. Deci conexiunea voastră este răbdarea pentru a crește această persoană, eliberarea de suferință, eliberarea de lucruri toxice. Bun, drăguții mei, haideți să vedem ce ar vrea să-ți transmită persoana din mintea ta în acest moment, ce ar vrea să-ți spună. Ia să vedem noi. Wow! Că ai fost plină de emoții, că ai fost o persoană care ai răbdat trădările sale, ai fost persoana care el a considerat că te va avea veșnic acolo când are nevoie de tine. Iar acum a venit momentul în care tu să ceri această eliberare de persoana sa. Ți-ai purificat sufletul și cere acea eliberare a sufletului, predarea în mâinile divinității. Doamne, arată-mi calea, Doamne, nu mai pot să sufăr, nu mai pot să îndur, fă ceva cu mine. Wow, ce mesaje puternice!
Această persoană gândește că tu stai în zona ta de confort, iar el simte că nu mai poate respira fără tine. Atentezi cumva la viața sa, se gândește că e posibil ca tu să-l lucrezi, de simte el această suferință, te urmărește foarte puternic online. Această persoană îți transmite că memorează fiecare clipă între voi doi. Îl apucă nostalgia, regretele trecutului, ceea ce a provocat în urma sa, haosul provocat în urma sa. Îți vede chipul, face, memorează toate clipele petrecute. Are o memorie foarte mare această persoană. Se gândește că tu ai căpătat un ego foarte mare și nu vrei să mai faci nimic către el. Tu ți-ai regăsit acea demnitate de femeie. Ai renăscut și ai devenit o versiune mult mai puternică. Nu vrei să mai lași nimic de la tine. Foarte interesant. Acestui om este frică de tine. Dragii mei, această persoană spune el că te-a cunoscut ca o persoană slabă. Te-a cunoscut ca fiind o persoană care îl poate manipula oricând și oricând îl va găsi în același loc. Iar acum trăiește aceste momente și se gândește că nu mai vă are lângă el, adică nu mai comunicați și nu-ți mai vede fața, nu-ți mai vede... Cum să spun eu, înainte te manipula până și prin privirea ta, adică tu trădai slăbiciunea ta către acest om, iar omul acesta, acest suflet, fie femeie, fie bărbat, acum știți că peste tot se știe că energiile se schimbă când sunteți bărbați pe canalul meu, pentru că nu am cum să fac decât în stilul acesta etalările, pentru că canalul meu deține foarte multe doamne. Persoana asta totuși spune că și-a pus acea credință că tu vei fi tot timpul acolo pentru el. Iar tu în acest moment ești mai superioară lui. Ai o superioritate de sine, ai crescut cumva într-o altă energie, te-ai activat cumva într-o altă dimensiune, ai luat o altă formă feminină, ai abordezi altceva. Între voi doi există o atracție și o alchimie foarte puternică, Remember, cartea asta ne vorbește că te ține minte, trezirea spirituală. Deci, draga mea, această persoană în acest moment cere divinității să fie ajutat. Întinde o mână către divinitate să fie ajutat. Foarte interesant. Ia să vedem ce se întâmplă cu el, ce se întâmplă cu această persoană. Wow, mâști, mom, luna. Nu are o claritate legată de tine. Această persoană se află încă în întunericul sufletului său. Această persoană nu vede lucrurile clar, adică luna îi face o confuzie foarte puternică, iar noaptea în întuneric încearcă să se conecteze la tine. Această persoană își cunoaște foarte bine laturile sale energetice, latura sa umbroasă, cum s-ar spune.
Deci foarte mulți dintre voi aici sunt foarte sigură că această persoană va apare mai mult la lăsarea serii, dorul de el, gândurile către el, pentru că mi-apar foarte multe cărți cu aceste indicii. Mi-apar două cărți cam cu aceeași semnificație. Această persoană solicită divinitatea să-i dea un semn, o ghidare, ce trebuie să facă. Foarte interesant. Cere de a primi, adică își lansează cerința către divinitate. Sunt deschis să fac ceea ce spui tu. Adică mulți dintre voi aici, cei care ascultați această etalare, observ că aveți o conexiune cu lumea de dincolo. Fie că aveți conexiunea voastră ca persoane cu energia despre care vorbim, o alchimie a ghidului strămoșesc, adică simțiți că ați mai trăit o viață, iar în această dimensiune, pe această conexiune, ne vorbește că dumneavoastră sunteți ghidată de strămoși, adică cineva plecat de lumea de dincolo vă ghidează. Își dorește foarte mult compasiunea voastră, să fiți alături de el. Își dorește enorm de mult să fiți alături de el. Acest om, în conexiune cu tine, am cerut încă o cheie să văd dacă vine curând, iar cheia îmi exprimă că această persoană, în conexiune cu tine, a purtat o mască. Deci, prezența lui și ceea ce ți-a arătat ție, ți-a arătat o mască. Regret acest lucru că ți-a arătat o mască. Vrea să-ți spună un adevăr. Vrea să-ți spună pentru care lucruri a făcut acest lucru. Vrea să vorbească cu tine, să exprime ceva, un adevăr. Își dorește ca acest lucru să ți-l spună. Deci, draga mea, această persoană încă mai este în această traversare, iar cei care nu știți, în seara asta la 11 noaptea, la ora 23, Mercur va intra retrograd până în, cred că până la sfârșitul lunii septembrie. Deci așteptați-vă ca lucruri adevărate să iasă la suprafață. Cei care sunteți în trio, aveți grijă să nu fiți descoperiți, să nu vă stricați căsniciile, pentru că Mercur întotdeauna scoate mizeria de sub preș. Haideți să trag și câteva litere, să vedem cine a rezonat. Avem litera I, avem litera E, avem litera B, G, Z, P, M, A, C de la Costel, G, K, S, A, A, Z, H, Y, avem F, O, de două ori. Cineva se uită la YouTube și ascultă pe furiș. Avem Y, avem A, avem J, avem U, avem un E. Dragii mei, sper că câtuși de puțin ați găsit un mesaj la mine. Eu vă mulțumesc din suflet și vă aștept la următoarea etalare. Pupici și noapte bună!